Hei, înainte să înceapă acest episod, vreau să vă prezint un canal foarte tare și este la început, așa că haideți să-l ajutăm să strângă mai mulți abonați, să facă vizionări, like-uri și toate cele. Să intrăm la videoclipuri să vedeți despre ce este vorba. În principiu, videouri cu Minecraft, am făcut și un giveaway. Cum am spus, este la început. Canalul este Ivan Sama YouTube. Puteți vedea linkul sus, cât și în descriere. Sau o adunătoare pe ecran care vă va duce pe canalul lui. Intrați aici, dați subscribe și da, să înceapă episodul. Salut, eu sunt Sandro și am găsit la un nou episod din Titan Watch. În episodul de astăzi vreau să lucrăm aici în Nether. Vreau să facem tot tunelul ăsta din Nether Brick și de asemenea aici ne setăm la scara. Am înlocuit-o cea de lemn cu din asta Nether Brick Stairs. Vreau să fac, dacă reușesc, o ușă cu pistoane, să fie așa făcut ceva fain, poate și acolo. Să vedem. Cred că la mine e cel mai ușor să-mi construiesc ceva până la portalul de la spawn, deși nu cred că mai e ăsta, îi ăsta, acum. Însă, stai, ce naiba? LOL? Un cart de acolo până aici? Ok. Va trebui să facem și un Nether Hub aici pe server cu împreună cu toți, să vedem dacă ne iasă. Însă prima dată vor să termine spawnul. Casa aceea de la spawn care face puf, cred că acum lucrează la ea, nu știu, nu l-am întrebat ce face. Așa. Și ferma de iron. Bun. Probabil o să pun un mic speed-up aici, dar hai să vedem, să mai discutăm puțin. Aici, da, stai, mai spargem așa, uite așa, așa, ia stai, nu trebuie asta, să stup chestiile astea. Și au mai intrat două persoane în Titan Watch și anume Snake și Danny. Dani a pus deja două episoade, am văzut. Snake nu știu dacă a început. Dar le urez și eu bun venit. Așa, ne înmulțim tot mai mult. Ok. Și Andy a venit, dacă nu mă înșel, dar a venit de ceva timp. Nu extrem de mult, dar ei. Netherbrick-urile le-am luat de la Puff. L-am întrebat mai înainte dacă pot să iau și a spus că e în regulă. Oricum nu cred că le folosește el la ceva. Cel puțin momentan. Ok. Aș fi mers eu să caut unul, să iau eu netherbrick-urile, dar ar fi durat destul de mult și nu știu dacă aș fi găsit neapărat. Plus asta mi-ar trebui un pickaxe enchantat care să spargă mai repede. Încă nu m-am pus să fac enchanturile și nici armura de diamant mi-am făcut-o. Sunt cam leneș, nu? Da. În ultimele episoade, de fapt, am făcut destul de multe chestii până acum, însă până episodul 30 mă așteptam să am mai multe chestii. Mai avem până episodul 30 și vedem. Vreau să fac și cum ați văzut că are Adi și a făcut acolo skin-ul pe munte. Ceva de genul vreau să fac și eu. Poate chiar la fel ideea, adică mi-a spus că îmi dă, sau mi-a dat o chestie. După care să mă iau ca să-mi iasă skin-ul cât mai ok, dimensiunea și chestiile astea și să pot să-l fac fix cum arată. Și chiar ar fi un început bun, iar după aceea să mai construim tot așa prin munți sau și pe lângă. Și văd că nu o să ne ajungă nether brick-urile astea decât pentru tavan și podea. Deci mai trebuie să luăm pentru părțile laterale sau sigur vreau să pun de astea în părțile laterale. Aș putea să pun altceva, poate. Sau cel puțin pe mijloc să pun altceva. Dar ce? A, nici asta nu mi-a ajuns. Am fence, dar nu știu dacă aș putea să le folosesc cumva. Dacă punem așa fence pe aici, dar ar merge fence, însă tot am nevoie și de nether brick. Să zicem că punem așa tot ăsta.
Până pe aici, sau până în capăt, dacă tot. Așa. Dar ăsta pe fundal tot nether brick ar trebui să fie. Sau aș putea folosi lemn. Arată bine cu lemn în spate acolo. Un lemn alb. Lemn alb. Dacă avem lemn alb, cred că o să-l folosesc. Da. Punem lemn alb și asta sus jos nether brick. O să lăsăm torțele pentru lumină. Oricum nu îmi trebuie, cine știe ce lumină aici. Decât dacă folosesc shader, atunci mi-ar trebui mai mult. Aici trebuie să mărim puțin chestia asta. Nu știu către cine duce, dar... Hei, mie îmi trebuie mai mare. Așa, mai mărim puțin. Bun. Și știi ce facem așa? Uite așa. Bun. Ok, va reduce către cătă. Nu știu sigur a cui e casa încolo. Știu în direcțiile celelalte cine cam unde stă, dar în rest nu. În partea asta nu. Ok. Oricum o să treacă pe la mine dacă merge pe aici. Să nu se sperie. Am văzut că Pufulete a dat la mine în casă în ultimul episod și s-a cam speriat că nu știa unde e. Ok. Iar pe aici trebuie să fac la fel. Așa. O să dureze ceva chestia asta și vreau să fac și ușile automate. Îmi trebuie niște pistoane. Îmi trebuie sticky pistons. Nu știu dacă mai avem... N-avem slime-uri. Da, chestia o să facem în episodul următor. Probabil trebuie să strâng niște slime-uri. În episodul ăsta ne ocupăm doar de tunelul ăsta, cum ar veni. Ok. Și după ceva timp nu o să mai avem ce construi pe aici. Bun, mai trebuie niște materiale. O să mergem la puf să le luăm de acolo. Dar îmi trebuie și niște lemn alb. Sper că mai am lemn alb. Opa. Aici pe fundal trebuie să iau ăsta. Pot să sparg? Ah, da. Ok. Bine. Așa. Aici ar trebui să pun niște ferestre să se vadă că e spawner. Chiar dacă nu îl folosesc, să se vadă. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. De 3. Să-l facem așa. Să aibă o formă. Am niște... Da. Ok. Nice. No, nu-mi place forma. Sau... Ah, bă da. Uite așa, față de creeper. Da, nu-i chiar prea bine, dar... Nu, 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 nu-i bine. O facem mai jos, dacă vreau. Așa, stai, stai, stai. Of, am mirosit sticla degeaba. Stai așa. Ok. Nu-i prea ok nici acum, dar... Hei. N-arată rău. Sau arată rău. Probabil arată rău. Dar n-am cum să pun ochii. Se pun decât dacă îi pun aici, aici, dar nu. Nu, nu, nu. Lasă așa. Se aude apă mai tare acum, să mi se pare mie. Acum o văd și de aia. Bun, deci voiam lemn alb. 6. Nu mi-ajunge 6. Trebuie o grămadă de... Stai mă, cred că am dus lemn în sus. În chesturi. Așa, care era chestul cu lemn? Dracu mă știe. Mamă, și-am terminat pâinile deja. Asta. Nice. Atât. Și mâncare avem pe aici pe undeva? Nu. Nope. N-avem mâncare. Mai avem oase oare? Nu cred că mai avem nici oase. Și zi afară. Nu, e noapte. Firar. Mai avem... Ah, bă, da, mai avem wheat. Hopa. Hopa, hopa. Hopa. De unde e wheat-ul ăsta? Și eu nu l-am văzut. Oh my god, 21 de pâini. Perfect. Nu murim de foame două episoade. Oh, tu ce dracu cauți aici? Pă. Bine, bine. Nu te bat acum, lasă. Te las în pace. Așa. Hai. Să trecem la treabă. Bun, deci va trebui să spargă chestiile astea. Așa, mamă, dar ce sunete scoate.
Bun. Acum trebuie să fac așa. Opa. Firar, mă. Firar să fie. Hai, du-te. Așa. Bă, ce naiba, frate, lol. Așa. Cum spargem aia? Dă-te lavă. Și punem acolo, așa, gata, finally. Ok, du-te, lavă, du-te. Du-te, n-am nevoie de tine. Bun. Deci voiam să pun lemn alb pe aici. Așa. Arată bine, arată bine. Destul de. Așa. E bine că avem și destul de mult lemn alb. Sper să nu ia foc asta mie. Că în afară de luat foc, n-are ce să se întâmple, nu? Bă, stai, chiar. O bucată, de fapt nu ia foc. N-are cum, nu cred. Îi lavă pe aproape, dar nu, n-o să ia foc. Dacă ia foc, îl repunem și gata. Ok. Nice. A, mă dureau ochii deja, cum mergeam așa. Bun, hai să punem și astea. Opa, nu acolo, ce naiba? Așa. Poți să țină, ok, poți să țină apăsat. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Oh! Așa, am ajuns la capăt. Bun. Bun, 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 bun. Ok, hai să mergem acum să mai luăm niște nether bricks și încă niște de astea. Puf, stăm partea asta. Bine că nu am atacat pigmenul ăla de acasă pentru că Shadow-i se iau pe mine. Era niște coarți în tavan. Chiar ar trebui să ne... Băi, puteam să punem coarți în loc de lemn. Dar nu, că ne lua destul de mult să strângem. În momentul nostru las cu lemn, să vedem cum arată rezultatul final. Și cred că o să arate bine. Aici în așpa că dacă sari îți pierzi hunger bar-ul foarte repede, că dai cu capul. Poate prinzi mai mare viteză, nu știu dacă prinzi chiar mai mare viteză, dar dai cu capul și e foarte enervant. Pentru că trebuie să mănânci o grămadă. Ok. Calculatorul meu a început să se audă mai tare acum, nu știu ce dracu are. Vreau să-mi iau altul, vreau să fac un upgrade destul de mare, să schimb procesorul, să iau un i7 și o placă video Radeon R290, le căutați voi dacă vreți specificațiile, sunt foarte, foarte tari. Mi-ar mai trebui doar un stack și de astea să zicem 3. Hai 4 și aducem înapoi dacă nu vreau să fac mai multe ture. Da, mersi. Sper că nu spar nimica. Nu o spar nimic. E ok. Bun, hai că nu suntem așa departe. Noi nu va trebui să ne facem nici rail până la spawn. Până la portalul de la spawn din Nether. E bine că stăm destul de aproape. Chiar e bine. Și putem construi așa fain frumos pe acolo. Mai vrem niște pâine. Și hai să alergăm fără să sărim, pentru că o să pierd hunger bar aiurea. Și nu vrem asta. Ok. Mi se mișcă parcă ciudat jocul, sau mi se pare mie? Cred că mi se pare. Anyway, când îmi schimb calculatorul, o să... Vreau să-l schimb luna asta și atunci... momentan pun cam două videouri pe zi, atunci poate reușesc să pun din nou câte 3. O să-mi ia mult mai puțin și randatul cred că o să-mi ia cu 10 minute mai puțin. La fiecare video 10 minute ar fi destul de mult. În timpul ăla pot filma altceva. Sau poate pot filma și randa în același timp.
Și da, aș putea face și jocuri cu cerințe mult mai mari. Și acum pot face jocuri cu cerințe destul de mari, însă aș putea să fac jocuri cu cerințe mari și jucându-le la setări ultra sau high sau chestii de astea. Deci chiar cred că o să fie cum ne-ai zice, nu-mi vine cuvântul acum, o îmbunătățire. Nu cred că e așa bun cuvântul ăsta, dar... Oh, tu ce zici? Dar sper că vă dați seama la ce mă refer. Și de asemenea vreau să cumpăr și o cameră web odată cu PC-ul când îl iau. Așa că o să începem să facem... Tu te-ai întors? Du-te aici. O să începem să facem facecam, cel mai probabil. Am problemă cu lumina în camera asta. Am fundalul albastru și calculatorul destul de departe de geam, deci am încercat până acum să fac câte ceva, dar nu merge să fac facecam. Nu mă văd, pur și simplu, e foarte întuneric, chiar și cu geamul deschis. Becul, dacă l-aprind, se vede foarte nașpa din cauza că e camera albastră. Așa că o să fac, nu știu, mutare de birou, încerc mai multe chestii. Și o să iau și o cameră web, nu știu, pe la sfârșitul lunii, poate, cel târziu luna viitoare. Cumpăr PC-ul cu camera web. Și da, o să facem facecam, nu știu dacă la toate videoclipurile, dar o să facem serie anume care să aibă la fiecare episod facecam. Sper că o să vă placă. Și da, până atunci mai trebuie să așteptați puțin, mai trebuie să strâng și eu niște bani și să văd cum fac cu birou, cum îl pun în cameră, să am lumină. Pentru că altfel nu o să vedeți nimic și facem degeaba. Ok, nu știu dacă e destul... Parcă vreau să fie mai deschis, nu credeam că o să se vadă așa închis lemnul ăsta. Chiar mă gândeam că o să fie mult mai deschis, dar hai să vedem ce iasă. Ok. Cred că cuarțul era mult mai bun, dar nu am atâta cuarț. Îmi trebuie destul de mult ca să pot... Îmi trebuie aproape două stecuri. Sau două stecuri și ceva. Și nu știu dacă am cum să fac eu rost de atâta. Într-un timp scurt, cel puțin. Ok. Și da, săptămâna viitoare plec din nou, dar v-am pregătit deja videoclipuri. Sunt deja cât pentru... Nu chiar. Sunt aproape cât pentru două pe zi. Mai filmez astăzi și mâine randez și uploadez tot ce trebuie. Le programez și o să aveți videoclipurile. Oh, l-a fost telefonul, am primit un mesaj. El lasă, îl văd după video. Sper doar să nu se audă mai multe. E în pat acum telefonul. Ok. Așa. Cel mai rău caz, dacă nu pot face facecam în camera asta, o să mă mut în altă cameră sau văd eu cum fac. Dar rezolv eu. Așa. Mă sper să-mi ajungă astea. Hai, te rog. Da, mi-ajung. Oho, îmi și rămân. Îmi și rămân. Bun. Uite aici, mai vreau să pun un de asta. Asta aici. Și acum trebuie să schimbăm pe aici. Mă, stai. A, în tavan am terminat. Ok, nu știam de ce. Așa. Bun, a, sus e nașpa că trebuie să repun torțele. Hai să luăm prima dată asta de jos. Și nu știu dacă o să-mi ajungă... Mi ajunge Nether Brick-ul? Las că vedem. Să vedem cât folosim la o de asta. Dacă folosim mai mult de un stack, ne trebuie doar 4 stack-uri pentru faia aia. Mă, lemnul alb arată ok. Arată ok, dar nu perfect. Și vreau să fie totul perfect. Îmi trebuia ceva mult mai alb. Blocuri de iron. Cred că ar fi perfect cu blocuri de iron. Telefonule, nu te mai... Nu mai dau mesaje. Oh, shit. Ah, mă dor ochii. Fuck. 5-1 am folosit. 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Vai, 5-5. Ne ajung cât să terminăm... Dar nu ne mai ajunge aici în jos după. Vai, trebuie să fac acum asta sus. Hai să spargă astea unde nu storțe. Așa. Ok. După aia le sparg separat ca să pun și torțile deodată.
Uite, aici am spart una în plus și avea torță pe ea. Băi, tu nu acolo. Așa. Ok. Încă puțin. Pe aici, așa. Uite, așa, și aici, și acolo, a, și acolo. Bun. Dacă ne ajunge și pentru partea asta. Nu o să ne ajungă acolo jos, ne mai trebuie un stack, cred. Încă un stack de nether brick ar fi suficient, cred. Ok. Îmi trebuie puțin material și pentru ușă, alea vin vreo 12 bucăți. Pentru uși, că vreau să fac o ușă în partea asta și o ușă dincolo, tot așa cu pistoane ambele. Asta o să facem în episodul următor, pentru că îmi trebuie sticky pistons și nu știu dacă mai am slime-uri. Sau slime ball, cred că slime-urile sunt monstri și slime ball, dar e ok. Înțelegeți voi. Bila aia verde. Așa. Lemn în nether. Mai bine cobblestone. Stone brick. Ne foloseam. Băi, ba da, stone brick. Cred că ar fi fost ok. Las că văd, eu mă mai decid dacă schimb. Nu știu, lăsați și voi în comentarii ce ați vrea să pun. Sau dacă arată ok cu lemnul alb. Cred că trebuie ceva mai deschis sau mai închis. Mă gândeam că o să arate altcumva. Când m-am gândit la lemn alb, bă, am zis, bă, hai că o să fie așa deschis, o să dea foarte bine. Dar pentru mine e meh, e așa, e ok, nu-i rău, n-arată rău, dar parcă se poate mai bine. Și probabil cu quartz ar fi mult mai bine, dar na, pentru quartz trebuie să mergem să facem rost, să strângem. Și asta ar dura destul de mult. Ok. Așa, deci lăsați și voi în comentarii cum să fac, dacă aveți idei, propuneri, sugestii, ceva. Ok, și mai avem partea asta, o să termin eu. Așa, în mare, îmi place așa să fie cu fence și nether brick, dar să vedem dacă schimb lemnul ăla cu ceva sau nu. Nu prea știu cum să o fac să schimb, o să merg pe aici, ca să nu mai sparg asta, că se sparge greu. Mai repede s-ar sparge pe aici. Dar da, o să văd. Cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Probabil o să lăsăm și așa, nu-i chiar rău. Adică, nu știu, parcă arată bine. Vedem. Lăsați și voi în comentarii dacă vă place sau nu. Și da, ne vedem în episodul următor. Nu uitați să dați un like. Și până data viitoare, eu am fost Hunter și vă salut. Bye, bye.